de Ziua Internațională a Poeziei, nu putea să lipsească din studioul nostru o persoană pentru care poezia e o stare de spirit și de revelație. Dacă ar fi să alegem un motou al felului ei de a fi, probabil s-ar potrivi de minune fraza "Fac ceea ce iubesc și iubesc ceea ce fac". De fapt, ce este poezie pentru ea ne vă spune chiar invitata noastră, scriitoarea și omul de știință Alina Trofim, pe care o salut cu mare drag. Vă zic bună seara și bine ați revenit în acest platou. Bună seara, bine v-am regăsit, în voie bună! Vă mulțumesc, sper că e una reciprocă bună dispoziție. Evident, eu nu pot avea altă dispoziție. Asta e spiritul oricărui poet. Constant. Exact. Și ați spus așa interesante cuvinte, chiar într-adevăr așa și este. Eu fac ceea ce îmi place și oricare lucru care mi-aduce plăcere îi place și lumii care mă ascultă. Și pe mine asta tare mult mă bucură. Și felicitări, chiar... apropo, că trebuia să zic tot cu acel salut. Felicitări cu Ziua Internațională a Poeziei. Mulțumesc. Ce este poezie pentru Alina Trofim? Poezie și este Alina Trofim. Să vă zic sincer, asta-s eu. Asta-s gândurile mele, asta-s sentimentele mele. Asta-i dragostea, asta-i ura, asta-i minciuna, asta-i adevărul. Asta-i cine sunt eu. Fiecare celuliță de-a mea recită câte o poezie. Eu pur și simplu o redau pe foi. E vreo diferență dintre Alina Trofim, scriitoarea, și Alina Trofim, omul de știință? Da, cerul și pământul. Atunci ce înseamnă poezie pentru Alina Trofim, omul de știință? Asta e recreație. Recreație, întrunirea gândurilor, echilibru. Pentru omul de știință, poezia este un echilibru. Ce înseamnă poezie pentru omenire? Eu cred că poezia este un mod de a corecta gândirea omului, de a face mai ecologic omul, mai ecologic la comportare, ecologic în modul de a fi față de persoana iubită sau persoana care o urăște. Câte poezii sunt care ne învață pe noi să fim nobili, câte poezii sunt pentru dragoste, care redau ceea ce simțim noi și uneori lumea plânge citind ceea ce într-adevăr redă poezie despre dragoste. Și lacrimile cele, vă zic sincer, demonstrează doar faptul că omul e om. Deci este cu mult mai ecologic să-i intuiești dragostea de a fi om decât să-i intuiești prin educație, haideți să ne creăm oameni, ca un fel de politică de educație. Nu, nu e bine. Mai bine prin poezie. Așa, un studiu demonstrează de fapt că, bine, românii, moldovenii citesc puțin. Ia să-mi spuneți dacă credeți că cineva sau ceva ar putea schimba acest fapt și să-mi spuneți dacă omul ecologic, după cum îl numiți dumneavoastră, mai e în vogă în zilele noastre. Referitor la faptul că lumea citește puțin, este într-adevăr așa. Din necesitate citesc tinerii, din necesitatea de a finaliza studiile, din stricta necesitate mai citesc cei de vârsta a doua. Necesitate doar. Dar există un moment când omul apelează la poezii, la romane, din motivul că sufletul cere. Cere un pic de relaxare de la ceea ce este în jur. De la adevărul cel la care uneori chiar te zguduie, te satură și vrei totuși să citești o poezie în care tu te vei regăsi, te vei liniști. Cred că e un tratament psihologic mai mult. Și eu sunt de acord să citesc poeziile. Eu am unele poezii, și asta e secret mare, așa, care le citesc drept ca un imn al existenței mele. Nu e până la nebunie, nu? Poezii sunt scrise de dumneavoastră? Nu, sunt scrise de alți scriitori. Și îmi plac la nebunie. Și eu de aceea le citesc și nu mă regăsesc în ele, dar văd cât de frumos sună cuvântul care aduce atâta energie. De exemplu, mie îmi place poezia să fie enigmatică sau provocătoare. Să fie, de exemplu, să exprime un bărbat sau o femeie într-așa mod că tu să te gândești mult într-o cât de frumos este modul să zguduie pereții atingi de buze moi. Vă închipuiți să-ți spun un băiat așa ceva? E bine, nu? Te topești pe loc. Da, și când am auzit eu spre mine așa versuri,
chiar mi-a fost foarte plăcut. Apropo, interesant, autor... de aici mai detaliat, vă rog. Autorul, nu o să credeți, este soțul meu. Și când a recitat poezia dată, eu am rămas, zic, Doamne, eu am un concurent chiar alături de mine, zic. Dar știați despre această abilitate a dumnealui sau ați aflat-o de curând sau când s-a întâmplat? Eu bănuiesc că scrierea versurilor, de fapt, este o viroză. Se transmite. Da. Deci cu cât Alina Trofim va veni mai des în platoul nostru, cu atât am și eu toate șansele să mă lipsesc exact. De poezii. Ați zis despre subiecte mai provocatoare, teme mai provocatoare, iar eu sunt curioasă care sunt acele teme poate mai delicate pe care ați dori să le abordați în opera dumneavoastră, dar încă n-ați avut curaj. Am avut curaj. Am avut? Da, am avut curajul, dar nu multe poezii. De exemplu, educația omului matur, a omenirii. Educația nu în sens de a-i crea pe dânsii oameni mai corecți, dar a-i trezi. Sau, de exemplu, țărână dragă, ce te doare? Ogorul meu stăpân nu are. Nu-i aer liber și nici soare și mirăcoare. Și este despre țara noastră, nu despre altceva. Nu-mi place, dar totuși despre politică scriu. Scriu. Și le publicați? Da. De ce nu? Despre grai. Despre graiul nostru pe care noi toți îl rostim cu drag și îl numim fiecare cum vrea. Eu, știți, într-o zi chiar o doamnă... Deci subiecte de actualitate dezbateți dumneavoastră. Da, dar centrul atenției, credeți-mă că este dragostea. Dragostea. Pentru că de la dragoste încep toate cele bune și frumoase. Corect. Poezia începe de la dragoste. Prima poezie scrisă de mine era, de fapt, prima mea dragoste în, eu știu, 13 ani. A fost inspirată de acele emoții și trăiri de atunci. Da! Și vă zic sincer, nu există poet care nu este inspirat de acest sentiment. Nu există. Nu poți să scrii cu dragoste neavând în sine acest sentiment. Și de bine, că e unul dintre cele mai nobile sentimente pe care îl poate trăi un om. Anterior ați zis că poezia este Alina Trofim. Este, da. Dar totuși, mulți autori zic că cumva și-au visat o opera ce urmează a fi publicată. Ia să-mi spuneți, ați avut și dumneavoastră o asemenea întâmplare visătoare? Nu, scumpii mei, eu când dorm, dorm. Este o chestie interesantă. Deci, ideile care îmi vin, ele se transformă în poezii. Și nu impunător, dar de sine stătător. Eu nu le impun să devină în rimă, în un vers clasic sau alb. Eu îi dau voie să treacă pe foaie cum... Dar cum totuși, există vreo regulă în procesul creativ? La mine nu. Este, eu pot să creez în oricare clip. M-a rugat cineva să scriu o felicitare. Eu iau loc și încep a scrie. Deci pentru mine nu este o dificultate de a reda sentimentele frumoase sau... de a scrie. Apropo, vreau să vă zic un lucru. Uneori, având mare durere în suflet, scrii o poezie și durerea îți trece. Ați scris despre niște trăsături ale caracterului dumneavoastră personal. Mai nou despre aceste trăiri? Aveți în vedere despre mine însumi? Da, am scris. Am scris multe poezii despre mine, dar nu prea vreau să divulg lumii care sunt eu. Care sunt acele poezii? Da, nu vreau să divulg. Dar în orice caz, fiecare doamnă sau domn citind această poezie poate să se regăsească în ea. Fiindcă eu nu sunt unicală. Eu sunt exact ca toată lumea. Să spune că cumva prima carte publicată ți se dă mai dificil. E așa sau nu? Este corect. Este dificil fiindcă tu treci etapele cele de redactare. Redactarea te doare, de parcă fiecare poezie fiind copilul tău este schimbat și te doare într-adevăr. Și multe poezii au fost lăsate într-o parte, zicând le las când voi fi eu poate cu altă gândire, la rece mă gândesc la ele. Dar până în prezent, poeziile care le-am scris din prima clipă, așa cum le-am scris, eu le țin minte și ele îmi par mai frumoase decât după ce au fost redactate.
Așa. E valabilă cumva doar în primul, doar în cazul primei cărți publicate sau în orice publicație? La toate trăiește aceleași emoții, la toate trăiește aceleași sentimente? La toate trăirile sunt asemănătoare, dar nu îi permiți oamenilor să intervină în structura versului. Lași versul tău așa cum este, fiindcă te reprezintă pe tine. Chiar și dacă este o gafă, chiar și dacă cuiva nu-i place versul clasic, n-are nicio importanță. Pentru mine e important, deci, viziunea sau ideea să ajungă la om. Și dacă o ajuns și îi place și o susține, nu e nimic strașnic. Nu sunt rău om la suflet și dacă bunătatea mea se va transmite, nimic rău n-o să fie. Așa, a zis că și dacă cuiva nu-i place versul clasic, dar să-mi spuneți, dumneavoastră sunteți cea care citește toate recenziile care vin în adresa dumneavoastră ca scriitoare și să-mi spuneți dacă le citiți și pe cele bune și pe cele poate mai puțin bune și dacă ele sunt. Da, sunt de care vreți. Sunt și bune și nebune. Și toate sunt binevenite, nu? Știți cum să vă zic? Oricare om are părerea proprie. Nu poate fi așa ceva că versul meu să-i placă la toată lumea. Nu poate fi așa ceva. Sunt oameni care se uită la versul meu ca la ceva naiv. Alții le pare că e o repetare a lui, nu știu, a cui, a unui scriitor. La al treilea îi pare că ar trebui mai mult modernism. La al patrulea, în genere, chiar am primit așa un reproș. Și eu m-am gândit, zic, fiecare are dreptul la gândul său propriu, n-am nimic contra. Și fiecare părere are dreptul la viață. Da, ea trăiește paralel cu ceea ce scriu eu. Dacă ar fi să alegeți între personajele despre care ați scris, eroi despre care ați scris, care vă este cel mai drag? Eroi? Să vă zic natura. Natura pentru mine, într-adevăr, este eroul principal al poeziilor mele. Chiar și atunci când eu vorbesc despre dragoste, despre ură, despre, nu știu, oricare sentiment care există, pentru mine, totuși, în primul rând, apare natura. Ea mă salvează, ea spală totul, ea lasă, ea... Deci, peste tot este natură. E poate și un motiv că și în activitatea dumneavoastră de zi cu zi tot aveți tangență cu natura? Nu, ce doriți de la doctor în ecologie? Fără nicio îndoială. Era să fie suspect dacă spuneați alt erou în afară de natură. Da, eroul principal este la mine natura. Dar vreau să vă spun că eroina, însăși dacă vorbesc despre o poezie care eu am scris-o simplă, dar ușoară, dar pot să o recit. Sper că o să țin minte până la capăt cum e. Puțin să încercăm. Da, haideți să încercăm. Deci era despre dragoste. Era și este. Azi am întâlnit rivala, ce l-a strâns de mai aproape. Eu uitasem de acea boală ce din ochi smulsese ape. O văd mândră și tăcută, cu tendalb și ochi căprui. Eu prea simplă, nu chiar mută, și cu ochii cerului. Cu nimic eu nu-s mai bună. Ea deloc nu-i mai frumoasă. Între noi, de fieră una, eu sunt suflet, ea e în casă. Și știți da. Că la mulți a prins firul. Da, e interesantă poezie. E foarte. Și s-a potrivit dumneavoastră cu ochii căprui. Am înțeles și gestul și ochii căprui la fel. Exact. Da, și dumneavoastră cu ochii cacerul. Nu, asta era o coincidență. Apropo, unde putem urmări activitatea dumneavoastră literară și de unde vă putem procura cărțile? Noi avem bestseller, acolo sunt cărțile mele și eu doar prin ei vând cărțile mele. Și, apropo, pregătesc acum două cărți. Una fiind pentru copii cu dificultăți în pronunțare. Și ţz. Da. Deci e axată pe aceste... Da, da, da. Deoarece e mai ușor de a învăța corect a pronunța pe baza poeziei. Apoi... Eu bănuiesc că și unul dintre cele mai mari obstacole, da, bine că e diferă, dar și râie e prezent acolo, litera R la fel.
Este, totul este. Lucrez cu un pictor și un logoped. Așa. Deci nu pur și simplu ca poet. Nu, eu lucrez chiar bazat ca om al științei, știți așa. Dar a doua atinge durerea poporului nostru și anume deportările. Este o carte interesantă, va fi o carte interesantă, dureroasă, are multe file, chiar aș zice, ce poezie n-ai citit, te-ar durea. Dar asta e trecutul nostru, nu avem dreptul să uităm trecutul, oameni buni. Sunt lucruri care poți uita, dar dacă uiți trecutul, n-ai viitor. Și atunci este necesar să-l repetăm în versuri, în istorioare, în povestiri, ca să nu cineva să nu repete același eveniment. Fiindcă noi suntem oameni, pledez spre ecologia omenească. Eram tentată cumva să dau mai multe întrebări, să vă adresez mai multe întrebări referitor la această carte, dar zic eu că în momentul în care faceți lansarea oficială, atunci, da, pentru atunci îmi rezerv toate întrebările. Da. Și acum se mai spune de fapt că pentru toate rezultatele și reușitele noastre, de obicei, ar trebui să-l mulțumim cuiva, fie Universului, fie lui Dumnezeu. Dumneavoastră cui ați mulțumit pentru rezultatele frumoase? Energii pozitive. Numiți-o cum doriți, dar energia pozitivă care ne înconjoară, care se simte, zâmbetul oamenilor. Adică la această energie pozitivă eu îi spun mulțumesc. Fiindcă această energie mi-a dat mie existență, mi-a dat mie pinița de a scrie, deci, și de fiecare dată mă menține, eu știu a ierta. Și probabil că și trăsătura aceasta tot face multe pentru poezie. Nu știu, mă gândesc uneori că poate trebuie să fie un pic mai rău om. Dar totuși, poezia te corectează. Și dacă un copil nu se regăsește, eu i-aș propune, scrie o poezie. Cât de urâtă n-ar fi fost din start. Pe urmă ți-a părea că e o operă literară. Ce sfaturi, apropo, ați da unui autor la început de cale? Să nu aibă frică. Frica e cel mai mare pericol pentru un scriitor. Frica de a apărea în public, de a scrie, de a reda cine ești, gândul tău propriu, de a te dezgoli în fața publicului. Am în vedere prin versuri, prin cuvinte. Este un lucru care oamenii se tem de oameni. Înțelegeți? Și e că acest lucru trebuie să dispară din start, dacă el poate dispărea. Dacă nu, el apare, deci, treptat dispare. Frica față de lume, față de recital, față de critică. Eu, de exemplu, nu că nu mă tem de critică, nu că nu mă doare, nu. Nu sunt piatră, sunt om. Ce vă servește drept pansament atunci când vă doare? Poezie. Da. Poezia pentru mine este practic totul. Eu trăiesc prin poezie. Eu uneori, fantezia mea zboară mai departe decât mine. Eu nu mă prind, vă zic, eu nu mă prind ceea ce este în jurul meu și o transfer în cuvinte. Și atâta e tot. Așa e. Considerați că un autor ar trebui să fie un drept exemplu pentru cititorii săi? Nu tot timpul. De ce? Când putem face abatere de la... tot timpul? Vă zic, sunt scriitori care redau negativul prezentului, trecutului, viitorului. Și acest negativ lasă amprenta pe suflet. Citind odată de două ori poezia care-i, zic eu, grea, simți că este necesitate de a te dezbăira de citit. Este strict necesar să citim ceea ce dă energie pozitivă. E bine să cunoști adevărul, cum este el crud. Nu e nimic strașnic să-l cunoști. Dar să nu-l repezi de atâtea ori ca să fie lege. Nu e bine. Eu consider că oamenii care permanent vorbesc despre probleme, probleme, probleme și nimic din soluționări, asta nu e poezie. Eu consider că problemele trebuie să fie soluționate chiar nemijlocit în poezia care ai scris-o. Și dacă este și soluționare, atunci se poate de citit. Să vii cu acea morală. Da.
Pot să vă dau chiar și un exemplu. Recent am scris o poezie, am o fantezie extraordinară. De fiecare dată mă miră. Deci, poezia este evident de dragoste. Evident de dragoste și evident că avem o poezie, încă o poezie în această emisiune, pentru că, dragilor, astăzi, 21 martie, este marcată, începând cu anul 1999, Ziua Internațională a Poeziei și, în cele ce urmează, haideți să o ascultăm împreună pe scriitoarea și omul de știință, Alina Trofim, care ne uimește, de fapt, cu o poezie în premieră. Da, într-adevăr. Deci, se numește Iubește-mă așa cum sunt. Iubește-mă așa cum sunt, cu părul gri, cu ochii nuzi, iubește-mă pentru a fi, iubește-mă, auzi? Iubește-mă și din priviri răpește raza de culori, iubește-mă fără a uimi, de mii de ori, de mii de ori. Și dacă chiar mă vei uita, în vis adânc te voi trezi. Și atunci, iubește-mă așa, nici să nu știi de-a-ți reveni. Te-ai vindica printr-un sărut, prea cald, prea cald, nepăsător. Iubește-mă prea lung, prea scurt, atâta cât durează un dor. Cui i-a fost dedicată această poezie? Mă credeți că nici nu știu. M-am gândit cât e de bine să fii iubit. Îmi apar mai multe semne de întrebare. Este o chestie care fiecare doamnă cere. Vreau să fiu iubită, așa cum sunt. Și eu așa m-am gândit, zic, iubește-mă așa cum sunt. Și acea colegă să mă iubească așa cum sunt. Și acel coleg, și soțul, evident, fără niciun fel de dor și poate. Copii, și așa mă iubesc așa cum sunt eu. Copiii la care eu predau, studenții, elevii, oamenii cu care interacționez. Iubiți-mă așa cum sunt. Și dacă ar fi să veniți cu câteva gânduri sau cu câteva cuvinte adresate celor care ne urmăresc la această oră, ce le-ați zice? Reciproc stimă, respect și neapărat răbdare. E că aceste lucruri trebuie să persiste între oameni. Citiți și găsiți-vă în poezie. Că poezia permanent are cheițe la unele întrebări care le aveți. Sau căutați răspunsuri și nici de cum nu le găsiți. Să știți că poezia are mult de a vă spune. Citiți cât mai mult. Frumos! Revenind acolo unde am vorbit despre faptul că există această statistică, precum că moldovenii, românii citesc mai puțin, iată că ați susținut și dumneavoastră un îndemn frumos, ar trebui să organizăm un flash mob, apropo, la acest subiect. Între timp, când ne-au mai rămas câteva minute la dispoziție, să spuneți ce include agenda dumneavoastră de activitate și ce să mai aștepte cei care vă cunosc de la scriitoarea Alina Trofim, dar și de la omul de știință Alina Trofim. De la om de știință, facem știință. Ce se întâmplă în laborator? Totul e bine. Cianobacteriile cresc, oamenii lucrează, energie este energie în mine și între cei care sunt în jurul meu, probabil că se ia de la mine. Fiindcă când nu este energie, atunci apar eu. Apare soarele. Apoi, în știință, într-adevăr, sunt unele performanțe, dar zic până la sfârșitul anului, mai bine să nu le pronunțăm, vedem mai departe ce va fi. Referitor la poezie, se preconizează poezie pentru copii, v-am așa promis ca să aducem cartea, deja picturile sunt vii, apoi se preconizează încă o carte de poezii, deja despre fructe și legume v-am zis. Așa. Și apoi se preconizează acea istorică. Să-mi dea Dumnezeu sănătate, cum zic. Și zbătrânii. Să vă dea. Să-mi dea Dumnezeu sănătate și putere să ajung la ceea ce vreau. Dar, de fapt, vreau să văd și lumea, vreau să văd și liniștea. Și dă Doamne, după toate câte vreau să le fac, să fac și un pic de răgaz, odihnă. Fiindcă în societatea noastră este foarte dificil de a face pași înainte. Și când faci pasul înainte, de fiecare dată răsufli ușor că ai făcut pasul, dar simți greutatea aerului.
Interesant și frumos spus, de altfel. Cum le reușiți, de fapt? Cum vă reușește să le combinați pe toate și să-mi spuneți, ați trecut cumva un curs, un training de time management? Pentru că tot ne văicărăm de lipsa timpului și de faptul că timpul trece pe neobservate. Așa și este. El trece, dar noi nu avem dreptul de a-i da voie să treacă fără niciun eveniment. Eu vă zic sincer, dimineața eu mă strădui de fiecare dată, nu îmi scriu nimic, fiindcă nu știu ce o să-mi dea ziua aceea. La ce oră începe dimineața, dumneavoastră? În fiecare zi diferit. Totul depinde la ce oră eu m-am culcat, totul depinde a doua zi ce este, dacă am examen, n-am examen, dacă, de exemplu, eu acum sunt și student. Da, da, îmi amintesc. Adică era să cas cu gură mare, dar mi-am dat seama la timp și mi-am amintit. Și apropo, haideți să le spunem celor de acasă, ce studiază acum Alina Trofim? Secret. Nu, de ce? Îmi permiteți să-l divulg eu? Da, poftim. Este într-adevăr, nu este un secret, studiez dreptul. Vreau să știu drepturile omului. Nu le cunoașteți până acum? Da, dumneavoastră le cunoașteți. Noi ne cunoaștem drepturile, noi mai puțin obligațiile le cunoaștem. Nu. Drepturile, legislația, toate acestea sunt lucruri care pentru mine, un biolog, erau îndepărtate. Dar să vă spun ce v-a motivat? Când a venit acel moment în care v-ați dat seama că sunt tentată și vreau să cunosc? Vă zic când. O prietenă de-a mea mi-a zis că vrea să facă facultate... juridică vrea. Am întrebat-o de ce. Ea zice, vreau să cresc. Și eu m-am gândit, eu puțin am crescut. Mai trebuie un pic. Și am hotărât să fac ceva ce-i plus spre mine. Și nu-mi pare rău deloc, fiindcă eu mi-am făcut cunoștință cu oameni deosebiți, care într-adevăr lucrează în administrație, lucrează în conducere și ei cunosc fiecare lege, cum să o aplice. Este important să cunoști legislația Republicii Moldova. Corect. Tu ești parte componentă a statului, așa că haideți să cunoaștem ce se cere de la noi și care sunt obligațiile noastre. Cunoscând acele legi și norme juridice, să le spunem așa, cu siguranță se cunosc și acele lacune care sunt existente în legislația Republicii Moldova. Ei, nimeni legile în poezii probabil că nu le-o scriesc. Ar fi fost interesant lucru. Care este diferența dintre profesoara Alina Trofim și studenta Alina Trofim, mai ales când vine vorba de examene? Responsabilitate. Responsabilitate enormă față de studii. De ce? Nu poți tu, fiind profesoară, să nu faci față cerințelor. Bine, asta e o asemănare, cred eu, că vă întrebasem de diferență. Eu nu cred că când vine vorba de profesoara Alina Trofim... Nu, este vorba despre studiul a obiectului. E mai mare responsabilitate? Mai mare a studiului obiectului. Așa. Fiindcă acolo, în domeniul meu, eu deja cunosc totul. Eu deja dirijez, eu deja dau informația. Dar aici eu o preiau, o rug, o analizez, cărțuliile cele mărunțele care le iau eu. De fiecare dată mă miră, zic... Eu poezie o fac laconică sau scriu ceva, un articol cât mai laconic să fie citibil, dar în legislație e un pic altfel. Acolo e mult explicație și explicația un pic diferă de lexicul pe care îl utilizăm noi în biologie, în zi cu zi. Cu siguranță! Da! Și știți, uneori stai și asculti și te gândești, primele două zile, vă zic sincer, eu parcă eram în altă lume. Eu stăteam și ascultam. Toți termenii juridici. Cuvintele astea nu se combină. Acelea nu se combină. Dar vreau să-mi spuneți, e un mit sau nu, faptul că se spune că la o anumită etapă a vieții sau e bine să faci studii, uite, la vârsta aia, că ai capacitatea și... creierul are capacitatea să acumuleze mai multe informații, să o memorizeze, să o proceseze mai rapid. E un mit sau nu? Nu, eu cred că totul depinde de noi. De exemplu, da, e mai ușor când ești tânăr să reții informații. E mai ușor. Dar dacă ai dorință și dacă tu îți pui un scop, atunci având și, nu știu, 90 de ani, tu poți să faci lucru care îl faci și la 20.
am în vedere studii. Asta e secretul, de fapt. Dorință. Dorință să ai, da. Și dacă moldoveanul vrea ceva să facă, el o face, garantez. Iată, cu această, această frază vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Felicitări cu această zi. Nu știu câte emoții pozitive v-a adus ea, dar felicitări, să ne bucurați în continuare cu poezii care să ne facă mai ecologici. Eu chiar cu mare drag o să vă aduc cât mai multe poezii ecologice.